Se caută vinovatul. După ce o mamă s-a plâns de mâncarea proastă la o maternitate din capitală, unii dintre responsabili au reacționat. În mare parte, fiecare își pasează vina și invocă diferite explicații pentru mâncare necomestibilă din unele spitale. Ministra Sănătății a spus că a moștenit un sistem infect și că mulți cărora nu le pasă de sănătatea altora. Mai ales că în urma licitațiilor trucate, responsabilii s-ar alege și cu un chilipir bun. Nu e clar de ce autoritățile care cunosc problema nu au intervenit în astfel de situații. Cert este că de acum încolo se vor declanșa controle, iar rezultatele ar urma să fie făcute publice. Nu mă eschivez de la responsabilitatea pentru tot ce am preluat sub numele sistem de sănătate, dar am preluat și altceva, pe cei cărora nu le pasă, care truchează achiziții de alimente, căci le iese un chilipir de la macaroane în loc de carne sau fasole în loc de fructe, care fierb nu știu ce porțiune, dar nu mâncare, care pun mâncarea în căldări și o duc prin secții ca într-un lagăr de triste amintiri, a scris într-o postare pe Facebook ministra de la Sănătate. Nemerenco a promis că rezultatele controlului vor fi făcute publice în scurt timp. Valul de reacții vine după ce o femeie a scris pe Facebook că în spital se gătește prost din produse necalitative și a publicat o fotografie pe care a semnat-o, cităm, niște paste răsfierte și o pârjoală din copite și mațe. Postarea a acumulat mai multe comentarii în care și alte femei și-au manifestat nemulțumirea. Directoarea spitalului spune că până acum în adresa administrației nu ar fi parvenit plângeri și că meniurile sunt stabilite în funcție de starea pacientului și dieta de care are nevoie. Noi avem un buget stabilit, deci și așa cum prevede legea că nu putem să o depășim, este stabilit un preț pentru o zi pat pentru pacient. Iar șeful Direcției Sănătate a spus că de contractele ce țin de alimentare este responsabilă Compania Națională de Asigurări în Medicină, dar nu direcția sau primăria. Toți directorii de spitale se plâng că nu le ajung bani pentru alimentare din contractul cadru cu CNM, anume de când s-au scumpit prețurile la agenții energetici din toamna anului 2022. Este o mare provocare pentru fiecare director de spital să asigure o calitate conformă a alimentației și să se încadreze în acel volum financiar contractat de CNM. Și primăria a pornit o anchetă internă pentru a investiga situația. Nu am reușit astăzi să obținem o reacție și din partea CNAM.